Salut, pescari! Sunt Sorin, tot pescar și blogger pe www.totpescui.ro și astăzi vreau să vorbim despre pescuitul pe lacuri adânci vara. Pe lacurile adânci, noi pescarii de răpitori avem o foarte mare problemă vara. Puietul de pește e răspândit pe toată suprafața lacului și stă între ape, astfel că răpitorii îi urmăresc și sunt și ei între ape, începând de primăvara, după depunerea icrelor. Și până toamna târziu, să zicem undeva prin luna noiembrie, majoritatea răpitorilor, șalăi, știucile, răpitorii pe care noi îi urmărim, sunt între ape și sunt foarte greu de găsit și de pescuit. Abia toamna târziu spre iarnă se lasă pe fund în preajma pragurilor și îi putem pescui la jig. Astfel că în această perioadă e dificil de pescuit. Avem puține soluții la dispoziție, una dintre ele pe care eu o folosesc e pescuitul la trenă. Așa putem să acoperim suprafețe mari de apă și putem să localizăm răpitorii. Haideți să pornim motorul și să vă explic cum pescuiesc vara la trenă pe lacuri adânci. Bun. În primul rând, momeala. Folosesc voblere, rapala shadrap de 7 cm. Ca și culoare, în general, prefer imitațiile de oblete. În acest lac sunt foarte mulți obleți pe care șalăii vânează. Folosesc 3 lansete, pescuiesc cu 3 lansete la trenă și pe lansetă am un dispozitiv de măsurare a firului, line counter, pentru că e foarte important să știm cât fir am lăsat în momentul în care avem o trăsătură. În funcție de firul pe care îl lăsăm, voblerul se va scufunda mai mult sau mai puțin. Astfel, dacă lăsăm, să zicem, 25 de metri de fir și avem o trăsătură, data viitoare putem repeta. Lăsăm la fel, 25 de metri. Bun, am ajuns la 25 de metri. Și apoi voi monta o planer board, îi spun americanii, o placă care îți permite să duci montura mai departe de barcă. Răpitorii sunt destul de timizi, sperioși, se sperie în momentul în care trec bărci pe deasupra lor, așa că vreau să-mi duc montura puțin în lateralul bărcii. Am două lansete pe care le duc în lateral, stânga-dreapta, și o lansetă pe care o las pe centru. Ok, e de ajuns. Cât să nu mai vină voblerul fix pe direcția bărcii. Așa, repetăm figura pentru lanseta din stânga și o lansăm și pe cea din mijloc. Ok, am terminat treaba cu toate cele trei lansete. Și acum așteptăm. Frumusețea pescuitului la trenă e, unu, faptul că reușim să prindem pești altfel aproape imposibil de prins. Și doi, e un pescuit relaxat, comod, în care putem să stăm pe scaun, să admirăm peisajul. E un pescuit fain.
Avem o trăsătură. Pește. V-am zis că în perioada asta răpitorii stau între ape. Toată prada e între ape și ei la fel. Nu vreau să mă grăbesc, nu știu cum e agățat. Așa că voi recupera încet. Hai mă frumosule, mă. Hai mă frumosule, mă. Ia uite ce frumos e. Ia uite ce frumos e. Șaleu la tren. Șaleu la trenă cu Wobbler Rapa la Shadrap. Foarte frumos. Încercați pescuitul la trenă, prieteni. Până data viitoare vă salut pe toți. Fire întinse!